Bună dimineața! Dimineața! Eu parc la aeroport. Și nu avem locuri, așa? Și nu avem loc, stau pe bagaj, nu avem locuri. Aștept bărbatul să încarce. Jumate încărcat. Jumate ca încărcăm, luăm și trotinetele. Așa ne-am înțeles. Da, copiii în mașină. Bună dimineața, copii! Bună dimineața! Sunteți gata? Da, suntem gata. Bună dimineața la toți! Afară e cald, e bine. Încărcăm și ne pornim. Ne ducem să ne întâlnim cu Ina. Hello, hello! Hello, mami! Da, de data asta noi am întârziat. Ne scuzați! Noi ne-am întârziat a doua oară. Bună dimineața! Ne scuzați că am întârziat. Mergem, facem, stați acolo și bem o cafea, da? Da, da, instalație. Nici ora 7, nu și afară 14 grade, și frumos. Senin, fără vânt. Salut, Sofia. Somnuroase. Niki, salut. Niki ceva vrea. Luăm cafea, mâncare noi am luat, avem sandwich-uri, tartine, mașină și inare. Faceți planul și astfel meu? Da. Așa mă baie mare la baia mare. Mama, aici tot gol. Pentru că e unită, da. Să vedem în România cum. Super vara. Ca si România. O prima data asa gol. Gol super. Mergem spre Ungaria noi și de asta am luat-o la dreapta spre Iași, adică pe la Iași o trecem și ne ducem la Baia Mare. Prima stație la noi să fie Baia Mare, o să dormim acolo noapte și o să vedem și Baia Mare. N-a fost niciodată acolo. Părțile celelalte. Da, niciodată. Am ajuns la Iași. Ce tramvaiuri frumoase așa noi, vezi? Chiar foarte frumos. Sunt și vechi. Văd. Da, sunt, da, și noi. De mult n-am fost la Iași, da. Ia că aici este și vechi, ia că așa. Da, sunt și noi. Ne semnalizează și la dreapta, vezi? Da. Da. Iau aici, aveți semaforul lor, uite, cu puncte albi, dar nu, sunt și 3 puncte, 2 puncte. Ia că 3. 3 înseamnă că îmi pare că nu spate, e roșu la dâns. Două dreapta, spate la dreapta. Cineva dacă știe, scrie în comentarii. Ne-a oprit la o benzinărie să luăm niște cafea. Coffee, vrem? Salut, Ariana! Sfărăt, Ariana, chiar ești. Un taper plin cu... Salut! Castraveți și roșii. Tu nu mănânci, Țiuni? Nu mănânc. Ina cu Sasha s-a dus după cafea. Copii acolo mănâncă, așteaptă și ei. Ce frumos aici. Orășel. Sus scrie iarbă cu iarbă. Îți poți copășei. Scrie gura humorului, vezi? Marian, ghețată, poftă mare, toți ciocolată albă, stai că Alex încă nu a venit, Alex la baie, am mai făcut o stație, o benzinărie, așa, soare, bine, da. Munții ăștia parcă sunt desenați, foarte frumos, tu nu mănânci, ghețată. Ești frumos la copii. Aaa. Bună, să lăs și niște suc, dar eu. Înainte de a face drum aici, aici era munte, știi? Spor cu tăiet așa pe munte și... Poftim, treceți.
ca copii, am dat și de zăpadă. Iar îmi lasă neuși? Trebuie să luăm, nu trotinetele, dar să înile. Aici este deja 18 grade, în jos noi am ridicat puțin, am mers vreo 40 km așa. Tot în sus, în sus, în sus. Cristina a dormit. Da. Nu, mai vreo 20 de minute ai dormit. Da, poate știu, jumătate de oră. Eu ajuns. Cariana, da? Da, eu, e salut, cățeluș. Mergem pe munți, sunt... Doar curbe, 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 curbe. Dacă ridic mâinile, te-ai vulpe? Da. Urc! Fox! Ce de frumos! Parcă-i desen. Stai, leac, să-ți ceva să mănânci. Parcă-i peisaj. Titanic. Sara, salut! Nu dormi! Iau și căsuț. Cât avem? Și arena fix așa. Cât avem? Nicolas, gata, am ajuns. Încă 2 ore jumate. Încă 2 ore și 29. Sandași, zăpadă, Sergiu zice. Și-a luat pe trotinetele. Serile trebuie să... Da, iau-te zăpadă. Iar la n-am dat de zăpadă. Căsuța asta frumoasă. E vreo pensiune și ești. Arianchic, tu ieși afară? Hai! Te-ai încălțat? Alex, tu ieși afară? Sau ți-i somn, vrei să dormi? Care să mă? Care vrei? Hai, lasă mai bine să ne uităm. Da? E, nu chiar așa. Dacă nu-i tac jos, uite, mai e puțin mai departe. Hai, strigați, așa, puteți strigați cât vreți. Alex, strigă! Ia-și câine! Câinile s-au speriat. Hai, Rian, te-ai încălțat? Tu vrei să strigi? Hai, vină să strigi tare. Sara, hai, strigă. Strigă tare. Ariana, hai, strigă. Aici se poate strigați tare. Ariana, hai. Aaaa! Oamenii care trăiesc în casă și asta. Și? Balcon? Și nici. De acolo poți să poți să ies. Fără gaz. Fără gaz. Hai, hai. Hai, fugiți. Da. Bravo. Poți să strigi? Noi ne-am pornit, dar Ina se vopsește unghiile. Parcă ne-am pornit. Se vopsește unghiile? Să ajungem la pensiune frumos, da? Vreau să-ți apăcu niște poze. Dacă ne-am pornit, s-a pornit și plăița. Împreună cu noi. Am ajuns la Baia Mare. Cineva cântă aici. Pensiunea noastră este mai încolo, dar nu era pe acolo parcare și ne-am parcat aici. Da, câinii ăștia sunt gălăgioși. Dar poate zona așa e. Acolo cântă cineva. A, Universitatea Tehnică. Intrat în pensiune. Uite motociclete aici parcate. Curățel, foarte frumos. La unde recepție? A, aici recepție. 7 și 10. 7 de atunci. Cine? 7? Alegem înainte de a vedea. Așa să ne certăm. Da, am mai ales înainte de a vedea, știu că ai înscris. Așa, stai, să deschidem. Eu vreau. Așa. Deschis. Prindem luminile.
E la fel, dar ce ai văzut cum e acolo? Fereastra, vedem în curte. Așa, două paturi duble. Da, pentru o noapte super. Și curățel? Curățel, da, noi mâine dimineață ne trezim și plecăm. Și frigider avem, e bine, reanici. Oho, ce mare, băi. Da. Super. Frigiderul, hai să vedem și la Ina cum e. Lasă deschis ușa. Ina e în șapte. Dar ei nu iasă, le-a plăcut. Înseamnă că le-a plăcut dacă nu iasă, da? Baia trebuie să fie la fel. Ai mie mică baia. Și paturile sunt la fel. Da. E la fel, dar... Nu e mare diferență. Nu e mare diferență. La noi puțin patul e mai încolo. Noi zicem, poate ne schimbăm cu camerele, că Nichi e micuț și să nu se lovească la colțul ăsta. La colțurile de la scări. Nu, nu-i totul, nu? Așa că... Acum ne-am cazat și acum vrem să ne ducem în orașul vechi, centrul vechi. Nici nu știu când am fost niciodată în Baia Mare. Ne ducem să vedem puțin, să facem așa o plimbărică prin Baia Mare. Și pe urmă să mâncăm ceva și pe urmă venim să ne odihnim, pentru că mâine dimineață ne pornim la Budapești. Să vedem și lobby-le. Super. A, trebuie să întrebăm și parola la Wi-Fi. Copiii de seară o să ceară internet. Așa este ora 8. Luați și trotinetele. Numai Sofia e fără trotinete, da? Hai, mergem drept înainte. Așa e bine afară. Nu e frig, nu bate vântul. Ce să lăsăm în Baia Mare? Stai puțin, dar cum s-o strica? L-ai pierdut, Alex. Poate e mașină. Poate e mașină. E pe locul că plombat parcă-i? Nu, trebuie să aibă un șurubat aici. Ia uite că snap unde a venit, poate este. 8 și 20. Da, lucrează ceasul. Ales că mă intră prin leagurile române și schimb limbajul. Și, încolo ne ducem? Nu, no, copii! Copii! Încolo! Încolo mergem! Ducem în orașul vechi, centrul vechi. Ce e ta, Alex, atent. Dar Nichi... Frumosoarele pune. Vrem să ne așezăm aici. Să mâncăm câte ceva. Mai facem o plimbărică și pe urmă ne ducem. Cine știe, cine sunt ei sau ce simbolizează, scrieți în comentarii. Sper că se uită la mine. Adică toți parcă se uită la mine, uitați-vă. Dacă stai în centru. Așa este ceva, simbolizează, cred că. O, dar ăsta e fier. Nu, e tablă, nu într-o gol. Aici așa, paste bolonez. Ina s-a luat supă... Supă cu ciperci, Alex la fel s-a luat. Cristina s-a luat aici... Aici am pui cu hrii, mirosul de ciperci. Aha. Am luat și cocktailuri și cartofi pai. Gustos? Gata, aici deja drum, urcați-vă pe trotuar, hai. Ce, te-ai udat? Tu pe de ce mergi prin apă? Am spus nu mergem prin apă. Eu nu m-am udat. Alex te-a udat. Cristina cu cartofii. Pachet. Mai vreau, la pachet. Frumos așa, tot iluminat.